Începând de astăzi 10 februarie, în intervalul orar 10-19, la drive-thru Deva, situat în parcarea complexului comercial dinspre Sântu Halm, pe lângă vaccinarea anticovid, se realizează și acțiuni de testare a persoanelor care prezintă simptome de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2. Testarea, care se face direct din mașină, este gratuită, fiind efectuate teste rapide antigen și, la nevoie, chiar și cele PCR. În plus, se descongestionează activitatea celor de la ambulanță, iar rezultatul testelor va fi încărcat în platforma națională Corona Forms. Discutăm strict de persoane simptomatice, se prezintă în mașină la centru de testare, prezintă buletinul, completează, este un formular specific care trebuie completat, se face testarea și pe loc se așteaptă 10-15 minute, pe loc îi se dă rezultatul și știe exact când pleacă de aici, cu ce rezultat pleacă. Am încercat cumva să venim în ajutorul inclusiv a ambulanței, pentru că în acest moment există foarte multe solicitări de testare la domiciliu, inclusiv la medicii de familie. Drept urmare, ținând cont și de faptul că a scăzut adresabilitatea pe vaccinare, am zis să folosim acest centru. Oricum, personalul este specializat și poate să facă inclusiv testare. Și astfel am demarat testarea din mașină. Eliminăm cumva și circulația persoanelor în felul acesta. Lucrurile decurg bine de la prima oră. Toate rezultatele vor fi încărcate în platforma națională. În cazul în care există pozitiv, le recomandăm să ia legătura cu medicul de familie, se izoleze la domiciliu. Testarea este efectuată de personal calificat, în prima zi fiind făcută de către voluntari de la Serviciul de Ambulanță Județean. Aceștia cred că deschiderea centrului este un lucru bun în combaterea pandemiei, atât prin rapiditatea cu care se dau rezultatele, dar și din punct de vedere al intervenției ambulanțierilor la cazurile non-COVID. Lucrând în ambulanța Deva, știm și avem de-a face cu foarte mulți pacienți, sunt foarte speriați, și de aceea este foarte ok că s-a deschis acest drive, pentru că noi pe zi am avut și 75 de testări, pe lângă că noi îngreunam, să zicem așa, munca noastră din ambulanță, nu puteam să facem cazurile care erau de urgență și trebuia să ne ia de pe echipaj și să mergem la testări. Chestia asta ce s-a făcut este un lucru foarte bun și pentru noi ca personal al ambulanței, și pentru oamenii din localitate, din județ, de oriunde care vor să vină să se testeze, este un lucru foarte bun. Acum am avut primul pacient care, din păcate, a ieșit pozitiv. Noi dorim sănătate multă și la toți pacienții să fie sănătoși, să treacă cu bine pentru această pandemie. Apariția centrului de testare gratuită anticovid direct din mașină de la Deva, cât și prestația personalului, sunt apreciate și de către primii solicitanți ai respectivului serviciu. Este o inițiativă foarte bună, faptul că nu mai trebuie să așteptăm la cozi, că ne sunt recoltate analizele direct din mașină, este un lucru extraordinar. Da. Cum vă simțiți după testare? Fica mea a fost testată, extraordinar de bine, se simte... Și așteptăm rezultatul. Acest centru de testare direct din mașină reprezintă o nouă premieră națională medicală realizată la Deva după vaccinarea drive-thru, inițiativa fiind a Direcției de Sănătate Publică Hunedoara în colaborare cu prefectura. Astfel se eficientizează activitatea de testare în condițiile în care rata de infectare cu COVID-19 în județul Hunedoara este în continuă creștere de mai bine de o lună și jumătate. Da, este o chestie inedită și județul Hunedoara este obișnuit cu ineditul, pentru că avem drive-ul de vaccinare care a fost primul în țară și ne-am gândit că este poate mai facil pentru cei care au simptome să nu stea la cozi pe la spitale sau pe la Direcția de Sănătate Publică și să vină direct cu mașina și în câteva minute să poată să-și facă această testare ca să știe apoi să ia contact cu medicul de familie sau, dacă există o gravitate mai mare, să meargă să-și facă o evaluare la centrele de evaluare care le avem în spitalele din județul Hunedoara. Ne-am gândit să fie totul operativ, ca oamenii să poată să știe cât mai repede dacă au o problemă din punct de vedere a acestui Omicron care este astăzi și știm foarte bine că incidența este destul de mare în județul Hunedoara, iar împreună cu Direcția de Sănătate Publică am reușit să facem și acest centru de evaluare.
Astăzi, rata de infectare cu COVID-19 în județul Hunedoara a atins un nou record, fiind de 17,61 la 1000 de locuitori. În județ, 57 din cele 69 de unități administrativ-teritoriale sunt în zonă roșie, cu rată de peste 3 la 1000, doar în comunele Balșa și Bătrâna nefiind raportate cazuri de COVID. Cea mai mare incidență de aproape 30 la 1000 se întâlnește la Hațeg, iar cei mai mulți infectați cu SARS-CoV-2 în număr de 1733 sunt înregistrați la Deva. În ceea ce privește gradul de ocupare al paturilor din județ destinate pentru pacienții COVID, acesta rămâne încă unul liniștitor, fiind de puțin peste 46%.